am să vorbesc despre... Lasă că apăs mai puțin. A să încep prin a vă povesti ceva. În urmă cu 3 ani de zile, a fost prima oară când m-am angajat în domeniul asigurărilor. Și pentru că eram nou în acest domeniu, am primit și un training din partea managementului și astfel am putut să merg să învăț câte ceva despre vânzări și despre ce ar trebui să faci în acest domeniu. Și scopul meu era să merg la întâlniri, astfel încât să pot vorbi cu mai multe persoane, ca să le pot prezenta serviciile pe care eu le ofeream. Pentru puțin. Da. Cu acest lucru, aveam nevoie să dau cât mai multe telefoane. Ce drept la început, aveam o mică reținere, pentru că, în primul rând, nu știam. În al doilea, mi-era frică să vorbesc cu o persoană, fie că o cunoșteam, fie că nu o cunoșteam. Pur și simplu mi-era frică să vorbesc la telefon. De ce? Nu știu. Nu știam ce o să zică. Și atunci mi-am fixat anumite obiective. Aveam de dat ca să stabilesc un număr de întâlniri, 10, 15, 20 de telefoane. Problema este că se întâmpla ca în unele zile să reușesc să stabilesc întâlniri, iar în altele zile să nu reușesc să stabilesc întâlniri. Cu toate că eu fixasem un obiectiv anume. Și dacă mă așteptați un pic... Cum spuneam, aceasta este o poveste. Și este o poveste reală. Ok, aveam obiectivul, numai că nu puteam să-l ating. Și atunci îmi spuneam, mă încurajam singur. Ziceam, astăzi n-am reușit să stabilesc întâlniri, lasă că mâine dimineață o să vin mai devreme și o să dau telefoane când nimeni o să fie la birou și o să dau mai multe telefoane. Venea a doua zi, veneam dimineață, îl dam telefoane, dar realizam că nu ajungeam acolo unde mi-am propus. Eu aveam obiectivul fixat. Și spuneam din nou, lasă că mâine dimineață o să vin mai devreme, o să dau mai multe telefoane și o să dau și seara. Așa o să reușesc. Venea a doua zi, dam telefoane și dimineața, dam telefoane și seara și nu ajungeam să stabilesc suficient întâlniri. Și de multe ori am stat și m-am gândit, dom'le, ce se întâmplă? Din moment ce eu am obiectivul fixat și îmi doresc să fac acest lucru, de ce se întâmplă să nu reușesc? A trecut mult timp până am reușit să-mi dau seama de acest aspect. Sunt unele cuvinte pe care atunci când le folosim, sunt înșelătoare pentru noi. Spre exemplu, acest lasă că. Lasă că are tendința să spună că eu vreau să fac lucrurile mai bune și de mâine o să mă apuc să fac aceste lucruri. Singurul motiv care... De fapt, nu singurul motiv. Adevăratul lucru care se întâmplă aici este că acțiunea pe care noi o dorim, o proiectăm în viitor. Și nu este niciodată acum, nu este prezent acum. Pentru că noi spunem, lasă că o să. Și atunci acest o să vină și mâine, și mâine vine și o să zici tot o să, și așa mai departe. Și acum aș vrea să ne îndepărtăm un pic de la poveste și să ne întoarcem un pic în viața noastră de zi cu zi. Cu siguranță, cu toți am trecut printr-un examen. Așa este? Corect. Acum, eu mi-am spus de multe ori, o să învăț cu 6 luni înainte examenului. Nu știu dacă și dumneavoastră ați făcut la fel, dar știu că am zis, lasă că mă apuc o săptămână înainte. Așa este? Ok. Am zis, a venit o săptămână, o săptămână înainte, acea perioadă de timp, și pur și simplu aveam altceva de făcut și am zis, lasă că mă apuc când vine seara, că acum am de făcut treabă și mă descurc eu. Așa este? Corect. Și a venit ziua de dinaintea examenului. Și ce se întâmplă? Zice, aolo, Doamne, ce-am făcut? N-am învățat. Doamne, tu n-am avut timp. Deci asta e, n-am avut timp. Când, de fapt, adevăratul motiv a fost că ai zis tot timpul, lasă că o să. Și, de fapt, acest lasă că o să nu vine niciodată. Problema nu este timpul, ci mai degrabă este organizarea.
Acum ar trebui să învățăm oarecum și cum ar trebui să ne organizăm timpul. De ce? Pentru că dacă punem pe foaie anumite obiective, automat ni le înregistrăm că trebuie să ne îndeplinim. Dar ce este important? Simpla punere pe foaie obiectivelor nu te conduce la succes. Asta clar. Deci pot să pun pe foaie aici câte obiective vreau să le ating, dar dacă nu fac nimic pentru ele, nu o să-mi îndeplinesc niciodată obiectivul. Sau dacă zic, lasă că o să-l fac și notez acum ca să-l țin minte, la fel o să fie același lucru, nu o să-mi îndeplinesc obiectivul. Ceea ce trebuie să facem este să lucrăm în fiecare zi asupra obiectivului nostru. Cât uși de puțin, în fiecare zi. Astfel încât noi să ajungem acolo unde ne-am propus și să uităm de acest lasă că. Să vă dau un alt exemplu. Venim acasă de la serviciu sau de la facultate, suntem obosiți, mâncăm masa de seară, cina, și trebuie să spălăm farfuriile. Le punem în chiuvetă. Lasă că le spălăm dimineața. Vi s-a întâmplat asta? Okay. E foarte greu. Uneori e foarte greu să-ți dai seama de aceste lucruri. Dar ce este și mai greu este să-ți impui să schimbi ceva la tine. Pentru mulți dintre noi trebuie să existe altcineva care este de vină, trebuie să existe timpul care nu a fost suficient pentru noi, trebuie să existe alte motive care ne-au împiedicat să facem lucrurile pe care ar fi trebuit să le facem. De ce? Pentru că uneori, prin impunerea acestor obiective, va trebui să ne asumăm și o responsabilitate. Responsabilitatea de a, cel puțin, de a atinge măcar 50% și nu chiar 100%. Uneori oamenii se convinc foarte greu că trebuie să își îndeplinească responsabilitățile. Au nevoie să fie motivați, au nevoie să le arate un premiu sau o recompensă pe care o pot primi. Și atunci fug de această responsabilitate. Este importantă responsabilitatea pentru că te ajută să conștientizezi și te ajută să te gândești, stai puțin că eu astăzi n-am făcut nimic pentru visul meu sau pentru obiectivul meu sau pentru ceea ce vreau să realizez astăzi. Și atunci trebuie să stai puțin și să te gândești. În momentul în care apare acel lasă că, pur și simplu încearcă să zici taie și o zic nu, o să fac acum, o să-mi impun să fac acum acest lucru. Am făcut lucrul acesta și vreau să spun că nu m-a făcut decât să mă simt mai bine. Și vă sfătuiesc sau vă... Nu știu dacă ar fi bine să vă sfătuiesc. Din curiozitate, puteți să-l încercați și să vedeți apoi care ar fi reacția. Mulțumesc!